Bun găsit! De multe ori criticii Bibliei se uită la prima parte a Sfintelor Scripturi ca la o parte mitologică, considerând că personajele întâlnite în această primă parte a Sfintelor Scripturi sunt nimic altceva decât rodul imaginației autorilor. Pentru a găsi răspuns la întrebarea sunt patriarhii din Cartea Geneza, spre exemplu, persoane istorice reale? Stăm de vorbă cu David Goran, pastor al bisericii Sfânta Treime și doctor în teologie, în cadrul emisiunii Întrebări complicate, răspunsuri adecvate. Când ne referim la patriarhii Vechiului Testament, putem avea siguranța că aceștia sunt personaje istorice reale? Da, putem și cred că asta pe baza descoperirilor arheologice care s-au făcut. Aș aminti câteva din ele, două poate cele mai însemnate. Uh, în primul rând aș face referire la tăblițele de la Nuzi, cele care au descoperit de fapt orașul antic Nuzi, uh, consemnate în scrisori, tăblițe de lut care au fost descifrate. Uh, multe dintre ele conțin anumite legi, uh, cutume, obiceiuri din jurul anilor 1500 înainte de Hristos. Uh, Ei bine... O parte dintre ele și aici chiar voi menționa câteva care au de-a face cu anumite narațiuni sau relatări din viețile patriarhilor. Menționează faptul că, spre exemplu, declarațiile făcute pe patul de moarte aveau caracter obligatoriu din punct de vedere al legii. În felul acesta putem să înțelegem modul în care, în momentul în care Isaac a rostit binecuvântarea asupra celor doi fii, Iacov și Esau, deși sau a cerut să revoce binecuvântarea dată fratelui său mai mic, Isaac a afirmat că e imposibil lucrul acesta. Marea majoritate a comentatorilor văd refuzul lui Isaac prin prisma acestor obiceiuri care existau în perioada respectivă. Apoi, aceleași tablițe consemnează faptul că un ginere care ar fi intrat în posesia idolilor socrului său ar fi putut să aibă pretenții legale la moștenire. Uh, episodul care ne vine în minte, sigur, este cel în care Iacov este urmărit de la bani de socul său uh, zile în șir, la rând, pentru că acesta era acuzat, sigur, într-un mod uh, fals, de faptul că i s-au furat uh, idolii. Uh, o altă secțiunea arheologiei sau o altă perioadă a scos la iveală așa numitele scrisori de la Mari, care consemnau existența regatului Mari undeva în jurul anilor 1800-1700 înainte de Hristos. Ceea ce este specific sau poate semnificativ cu privire la aceste scrisori e faptul că sunt consemnate anumite nume de persoane reale în anumite texte juridice, texte cu caracter civil și așa mai departe, dar nume care se regăsesc și în Biblie, în istoria patriarhilor, așa cum este, spre exemplu, Nahor, Avram. Nu știm dacă este vorba exact despre aceleași persoane, identice cu cele din narațiunile scripturilor, dar cel puțin avem certitudinea că, iată, în vremea respectivă, aceste nume erau nume de oameni reali care se foloseau și care erau atribuite într-un mod obișnuit, normal. Deci nu erau nume inventate pentru a crea niște personaje pe care mai apoi să le ancorezi într-un anumit loc în istorie. Este specific acele perioade istorice. Prin urmare, putem afirma cu siguranță că persoanele care sunt narate în Vechiul Testament sunt ancorate în istorie, iar deliciul prezentărilor Sfintelor Scripturi sunt parte a particularităților vremurilor de atunci.